Mai întâi de toate, bine ați venit la Mănăstirea Bârnova. Deci Mănăstirea Bârnova, ca sit istoric sau ca monument de artă medievală, datează de la 1628, întemeiată de domnitorul Ieremia Movilă, care întreacăt prin codrii Bârnovei găsește o mână de pusnici sporiți, în fruntea căreia se afla un vestit pusnic Pahomie, retras din pădurile Mănăstirii Dobrovăț, ultima ctitoria lui Ștefan cel Mare, 1499, când ea este trecută sub patrimoniu Sfântului Munte Atos la cametoc al Mănăstirii Zografon. Anumite dictonuri și reguli ale monahismului grecesc, bizantin, nu atât de rit spiritual, mai mult cât de aspect economico-administrativ, au făcut ca acești pusnici să părăsească, mai mult forțați de zgomotoasele momente și timpuri neprielnice rugăciunii isihaste și să se retragă în codrii pustii și frumoși ai Bârnovei. Într-o poiană însorită și curățică, cum spune mai departe cronicarul, la târgu Iașilor, la o distanță doar de câțiva kilometri, într-o poiană curată avea să se urzească sihăstria Sfântul Gheorghe, ctitorită cu deci, o bisericuță din lemn, cu hramul Sfântul Gheorghe, numită mai târziu și cunoscută de domnitorul Ieremia Movilă și Miron Barnovski, deci ca loc de rugăciune și curată tradiție, dacă vreți, monahală și spirituală. Voivodul hotărăște în discuțiile sale și sfaturile de taină cu mitropolitul Anastasie Crimca, ctitorul Mănăstirii Dragomirna, să fondeze un locaș puternic din piatră, care va începe la 1630 și va fi terminat aproape la 1666. Lunga sau durata lungă de istorie, deci care a precedat sfințirea și ridicarea acestui sfânt locaș, a fost împrejurată și de momentele istorice, diplomatice ale vremii de atunci, războiul ruso-turc-polon, deci războiul de 30 de ani, cum ați învățat la istorie, în care Moldova era permanent apăsată de birurile grele și era permanent apăsată de problemele războiului, încât domnitorul, numai după 4 ani de domnie, trebuie să-și lase ctitoria neterminată și pleacă într-o delegație a curții domnești spre Istanbul, de unde nu se va mai întoarce niciodată. Este mazilit de turci, tăiat capul la Constantinopol, iar tronul Moldovei va rămâne să fie cumpărat cu alte pungi grele de bani de cei care vor urma și vor râvni. Din lucrarea și economia lui Dumnezeu, în vremurile acelea, peste Iași, cetatea domnească a Moldovei, domnea un mare ispravnic, Eustație Dabija Vodă. Acest Eustație Dabija Vodă, având o soție foarte, foarte energică, doamna Dafina, care reușește să meargă la Istanbul și cu câteva zeci de pungi de galbeni să cumpere tronul domnesc pentru bărbatul ei, râvnind foarte mult să ajungă și ea doamnă în țara Moldovei. Primul lucru pe care îl face domnitorul Miron Barnovski în clipa când va fi anunțat că trebuie să moară prin decapitare la turci pentru o pedeapsă nedreaptă și neadevărată, doar o insinuare că ar fi împotriva turcilor și că s-ar fi dat de partea polonilor, numele lui de Barnovski sau Bârnova de altă dată, care l-a schimbat în Barnovski pentru a-i ajuta mult mai mult la arta diplomatică, fiindcă era un diplomat și un om de mare carieră politică, încercând întotdeauna să evite războaiele, deci Moldovei, cu cele două mari, așa zise, mari puteri, fiindcă Polonia pe atunci avea o mare afluență asupra țărilor Moldovei, până a fi ocupată Ucraina, deci partea rusească de ruși, deci Polonia se întindea până la hotarele cu România. Iar turcii, imperiul care era spre destrămare, urma și el la rândul lui să-și facă, cum să spunem, popor, mendrele în țara românească și în țara Moldovei, doar prin biruri grele și necazuri de tot felul puse pe spinarea poporului. Și atunci domnitorul scrie în taină o scrisoare, o dă spătarului și logofătului, pe care îi roagă: din inimă vă rog, boieri și curteni, ca acest locaș din piatră urzit în codrii Bârnovei să nu fie terminat la întâmplare, ci o mână de domn creștin și binevoitor și cu bani
să poată să-l termine și să-i dea frumusețea de care are nevoie. Și într-adevăr, Eustație Dabija Vodă va termina de construit această mănăstire, unde își va afla și sălașul de veci, de se află în biserică mormântul domnitorului Eustație Dabija Vodă și a fiicei Maria moarte, tot la o vârstă prematură, probabil de o boală, cum era în acele vremuri, tifosul, să-i spunem, deci nu se știe, sau ciumă, ce fel de boli bântuiau în vremea de atunci. Iar doamna Dafina va construi palatul domnesc, deci acea clădire veche pe care ați văzut-o în restaurare, cu imensele beciuri în care s-a adăpostea toată crama domnească, pentru că Iașul era întotdeauna sub pericolul invaziilor și atunci locul era mai retras, s-au construit ziduri de incintă, s-au construit case boierești, s-a făcut clopotnița, iar ca să aibă mai multă siguranță, biserica a fost închinată mai târziu, prin tot mijloace suficient de diplomatice, Sfântului Mormânt, deci bisericii de la Ierusalim. Ea va fi dominată sau stăpânită și administrată de călugării greci până la 1859, când Alexandru Ioan Cuza, deci cum știți din istorie, secularizează toate mănăstirile din România, referindu-ne la unirea Moldovei cu țara românească, deci România Mare cu capitala de la București, deci din secolul XVIII, 1859, Marea Unire, dacă nu mă înșel eu așa din amintiri. Și mai departe decât atât, boierii plecând, din țară și domnii fanarioți greci, în Bucovina fiind din Imperiul Austro-Ungar, deci altă pacoste pe țara românească, în momentul acela mănăstirile au trecut sub patrimoniul statului, sau au trecut sub puterea jurisdicțională a națiunii, deci a românilor. Și atunci biserica a fost redusă la titlu de parohie, iar în 1990, deci imediat după Revoluția din 89, deci de la înlăturarea sistemului comunist, deci biserica va deveni din nou mănăstire de monahi la inițiativa, în primul rând, a Sfântului Sinod, deci care dorea ca toate mănăstirile și toate monumentele istorice de categoria întâi, adică cu o vechime mai mare de 300 de ani, să treacă în patrimoniu cultural național, așa cum sunt Moldovița, Sucevița, Voroneț, Agapia, Secu, Neamțu, deci care le-ați vizitat în drumul dumneavoastră atâta timp cât ați călătorit în aceste excursii. În schimb, un lucru foarte... foarte important rămâne că un aport deosebit, deci l-a avut, spun eu, și Părintele Cleopa, prin faptul că a fost cel din tâi care a dat îndemn Mitropolitului Moldovei, deci Mitropolitul Daniel, actualul chiriarh al locului, care, deci, a luat călugări de la Mănăstirea Sihăstria. Asta nu sună nici a laudă, nici a reclamă. Cel din tâi lucru care s-a făcut, s-a reluat firul rugăciunii, deci s-a aprins candela rugăciunii la mormântul acelor domnitori și ctitori care sigur că la rândul lor, atunci când au ctitorit mănăstirea, or fi pus anumite legăminte și jurăminte prin care monahii sau monahiile, ceea ce va locui în aceste mănăstiri, să-i pomenească în permanență, fie în slujbele liturgice, fie în pomeniri de ctitori, de ridicări sau parastase, și iată că într-adevăr, poate la îndrăzneala pe care a avut-o voievodul Miron Barnovski în fața tronului de judecată, fiind propus și pentru canonizare, el moare ca martir alături de Constantin Brâncoveanu, aceeași moarte martirică, alături de Mihai Viteazu, aceeași moarte martirică, alături de alți domnitori, dacă vreți, pentru că Moldova a succedat mulți domni și multe domnii, din care mulți au fost într-adevăr evlavioși și creștini, dar se pare că Miron Barnovski, cum spune o mare cronică a vremii, era un om nu prost, deștept la grai și la cuvânt, dar mare rugător de Dumnezeu, priveghind nopți de-a rând în genunchi în fața Sfintelor icoane, rugând pe Dumnezeu să-i ferească țara de pârjol și de jaf și sabie. Un alt lucru, deci, pe care Dumnezeu poate că a rânduit pentru odihna ctitorilor a fost ca această mănăstire să fie mănăstire de călugări și în același timp să fie călugări de la Mănăstirea Siestria, care să respecte rânduiala, deci, slujbelor, nu o spun eu atonite neapărat, slujbelor noastre românești tradiționale, oricând ne putem mândri cu un Părintele Cleopa de la Siestria sau cu un Paisie Velicicovski de la Neam sau cu un Vasile de la Poiana Mărlei sau cu un Starețul Calinic și Gheorghe de la Cernica. Deci nu să încape cuvânt. Sau mai mult decât atât, cu un venerabil sau celebru, dacă vreți, duhovnic, Părintele Paisiolaru, poate la cărui mormânt ați și fost dacă ați vizitat zona Neamțului. De ce spun acest lucru? Pentru că firul s-a înodat tocmai pe seama acestor mari duhovnici care și-au dorit
ca țara Moldovei să fie împânzită cu aceste puncte, dacă vreți, strategice, spirituale pe pământul românesc, pentru a sta împotriva tuturor sectelor și a tuturor urgiilor care vor să vină și încă au venit și ne-au prăjolit țara. Dezmățu, împărțirea religiilor în mai mulți dumnezei. De ce spun mai mulți dumnezei când mă refer că fiecare religie își atestă verbal, rațional, scripturistic, nu patristic, ei nu folosesc patristica, deci pe sentimentul lor sufletesc, Dumnezeul lor, evocându-i puterea lui în mod lateral, despărțită de Dumnezeul cel unitar sau veșnic, deci în persoana lui Dumnezeu în treime slăvit, încercând să-și facă dogme și reguli separate. Însă ceea ce rămâne dominant, faptul că Părintele Cleopa este un stâlp al bisericii și, cum spune Timotei în capitolul 2 la Fapte și în Noul Testament, biserica este stâlp și temelia adevărului, deci Părintele Cleopa rămâne un stâlp și o temelie adevărului pentru viața monahismului contemporan. Și să nu uităm că la umbra marelui duhovnic s-au succedat în generații de creștini care au văzut poate lumina Raiului prin spovedanile și sfaturile care le-au ascultat timp de 50 de ani și să nu mai spunem nenumărați călugări coruni te-ai duce în țara românească, începând de la cei mai superiori din ierarhia bisericii și până la cei mai de jos din cinul monahal. Unii s-au aplecat sub epitrafirul lui, s-au luat un sfat sau o binecuvântare sau, dacă nu mai mult decât atâta, l-au avut chiar sfetnic de taină. Binecuvântarea mănăstirii Bârnova constă în faptul că Părintele Cleopa, deci prin ciuda faptului că anii bătrâneți împingeau de la spate povara greutăților trupești, a reușit, și spun că este o mare binecuvântare acestui loc, să calce în ograda acestei mănăstiri, să se odihnească sub teiul bătrân, care este de o seamă cu cel care a descoperit America, deci cu Cristofor Columb. Și mai mult decât atât a reușit și el la rândul lui să calce acele trepte roase pline de gloria și tradiția creștină pe care le-ați văzut la intrarea în biserică și în același timp să binecuvinteze și să dea cel din tâi cuvânt de folos. Deci când l-am întrebat Părinte Cleopa, dar totuși mănăstirea e săracă, vedeți că e pustie, ce o să facem noi? Ei, și-a spus un cuvânt extraordinar care la rândul lui l-a primit și Ioanichie Moroi, starețul fost venerabil al mănăstirii Siestria, înaintașul Părintelui Cleopa, deci care l-a crescut și l-a format pe Părintele Cleopa, mergând la Sfântul Munte, când s-a întors la neamț și a luat în primire mănăstirea Siestria, care era un schit părăsit și ars de tâlhari și de vremuri, să-i spună, zice, nu lăsa rugăciunea și slujbile, că Dumnezeu îți va trimite tot ce trebuie. Exact același cuvânt l-a primit și Părintele Cleopa când a luat stăreția la mănăstirea Siestria după moartea starețului său, când a întrebat de obște ce o să facem noi cu mănăstirea și cu acareturile arse când noi n-avem nimic și atâta sărăcie și atâta frățime. Iar Consiliul i-a spus, Părinte Cleopa, zice, nu vom lăsa rugăciunea și Dumnezeu nu ne va lăsa să murim de foame. Iată că într-adevăr și mănăstirea Bârnova, deci singurul lucru care l-a putut păstra sau poate că îl păstrează în inima sfântă acestor pietre care ascund gloria eternă acestei mănăstiri, a fost sfânta rugăciune care n-a lipsit niciodată, însoțită de sfânta liturghie. Cu câtă vrednicie sau nevrednicie, numai Dumnezeu le cunoaște și le știe. Dar s-a încercat pe cât posibil să se respecte întotdeauna tipicul tradițional a celor șapte laude, s-a încercat să se respecte slujba miezului nopții, s-a încercat să se respecte întotdeauna liturghia zilnică, bineînțeles făcută cu oarecare evlavie și respect, adică nu ca o obligație sau ca o atribuție de serviciu, considerând că este de ajuns prin a o săvârși și cu asta basta, și în același timp s-a încercat într-adevăr să se crească o mână de tineri care să înțeleagă că monahismul nu este un lux de catifea în care îți permis tot ce vrei, ci trebuie să faci tot ce trebuie. Adică ca să fii un înaintaș al marelui Cleopa sau ca să fii un duhovnic de talia lui Cleopa sau ca să fii un trăitor de talia lui Cleopa, trebuie în primul rând să vergi sudoare, trebuie să transpiri, trebuie să asuzi învățând, lucrând, jerfind, postind, rugându-te, pentru că numele și tradiția Părintelui Cleopa în istoria bisericească a românilor nu va rămâne prin faptul că avea o boandă cu miță albe sau că purta un fes de lână sau o cârjă în mână, ci faptul că timp de 60 de ani, el are aproape 70 de ani de mănăstire, 68 de ani de viețuire monahală, alții nu iau nici cu vârsta, nu-i prind, trăiți
în sânul lui Hristos și în cămara cea tainică a bisericii, adică în cămara de nuntă, bătrânul Cleopa a fost în permanent un stâlp al rugăciunii, a fost în permanent un far și un călăuzitor, a fost întotdeauna o sare care a știut să dreagă bucatele poporului, adică învățătura aceea cu care i-a hrănit în toată vremea, prin acele predici copilărești, ciobănești, bătrânești, părintești, uneori pline de fantasmagoria exprimării moldovenești, alteori pline de seva învățăturii Sfinților Părinți, dar niciodată lipsite de esența Sfintei Scripturi. Niciodată Părintele Cleopa, în toate studiile lui diplomatice, cu doctoratul făcut în Muntele Teciunile, cu teologia făcută în pustie 9 ani și 7 luni, cu licența dată în post și rugăciune, cu masterul, da, făcut întotdeauna cu psaltirea, cea Slovu și Bogorodișna, nu și-a dat argument, așa cred eu și așa spun eu. Așa spune Isaac Siro, așa spune Maxim Mărturisitor, așa spune Efrem Siro, așa spune Ioan Scăraru, așa spune Grigore Palama, așa spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Deci întotdeauna prietenii lui, cei adevărați, au fost Sfinții Părinți pe care a citit din copilărie, într-adevăr, dar în același timp a știut să le și urmeze, pentru că Sfânta Scriptură spune cu adevărat: cel ce învață și nu face, mic se va chema în împărăția lui Dumnezeu.